Prima repriză a fost extrem de tacticizată. Doar Mitrea l-a pus la încercare pe Niță, care a respins greu șutul cu pământul al fundașului de la viitorul. După pauză s-a jucat un alt fotbal. Nicușor Stanciu a avut nevoie de mai puțin de 3 minute din actul secund pentru a decide scorul. Servit de râpă, golgheterul roșalbaștilor a trimis imparabil cu latul din mijlocul careului. A urmat un adevărat asalt al gazdelor. Varela a scos de pe linia porții execuția lui Ganea, iar Chițu a fost blocat de două ori de Niță. Stanciu a mai marcat dată, dar reușita sa venită după o acțiune frumoasă a lui Hamrun și un asist de efect al lui Tade, a fost anulată din cauza unui offside în care se afla atacantul francez. Finalul de meci i-a aparținut trupei lui Gică Hagi. Nița a fost imbatabil, intervenind excelent la șuturile de la distanță ale lui Răzvan Marin și Florinel Coman. În prelungiri, Tade a mai avut o șansă excelentă de a face 2-0, dar a fost blocat de Râmnicianu și Steaua s-a impus cu același scor cu care a făcut-o și în cele două partide din actuala ediție de campionat.